la pasă greu în viața mea. Și lacrimi fără număr cad în urma mea. Strig către tine, Doamne, căci tu ești stânca mea. Și-o dată post în vreme grea. Azi aleg să mă cred în tine, nu mai vreau robul trecător, care azi nu este prieten, iar mâine nepăsător. Dar tu, Doamne, tu ești scutul meu, tu ești tava mea. Pleacă-ți urechea la ruga mea. Azi aleg să mă cred în tine, nu mai vreau robul trecător, care azi îmi este prieten, iar mâine nepăsător. Dar tu, Doamne, tu ești scutul meu, tu ești slava mea. Pleacă-ți urechea la ruga mea. În problemele par prea mari în fața mea și nu găsesc nicio rezolvare în calea mea. Ajută-mi, te rog, o, Doamne, în încercarea grea, să-mi țin victoria doar pe tine. Azi aleg să mă cred în tine, nu mai vreau robul trecător, care azi îmi este prieten, iar mâine e nepăsător. Dar tu, Doamne, e casa celui veșnic sfânt, aici să aducem laudă și închinare acelui care este veșnic viu și sfânt și merită doar cinste și onoare. Aici să fie casa unde frații mei îi ador în genunchi în fața ta, cu mâinile întinse către ceruri ei, cu legământ cu tine vor avea. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de-nchinare.
pe muntele cel sfânt, să cunoască fiecare că-și tu ești în adunare și însoțește a ta lucrare cu putere prin Duhul Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare ca pe muntele cel sfânt. Să cunoască fiecare căci tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu putere prin Duhul Sfânt. Casa unde ochii tăi zi și noapte zilnic vor privi. Aici să fie casa unde frații tăi cu rugăciuni, cu laude vor veni. Atunci când va veni aici străinul din pricina numelui tău sfânt, să fie ascultat, să-i dai alinul, căci tu ești Dumnezeu, căci tu ești sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare ca pe muntele cel sfânt. Să cunoască fiecare căci tu ești în adunare și-nsoțește a ta lucrare cu putere prin Duhul Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare ca pe muntele cel sfânt. Să cunoască fiecare căci tu ești în adunare și însoțește a ta lucrare cu putere prin Duhul Sfânt. Aici să fie casa celui sfânt, aici, aici să fie casa celui sfânt, aici, aici să fie casa celui sfânt. Aici. Amin. Mulțumim frumos fraților care au slujit prin cântare grupului de închinare. A fost pentru noi, stimați frați, în această dimineață o încercare, dar nu foarte grea, să depășim acest moment cu întreruperi și reluări ale transmisiei din Biserica Emanuel pe fondul pauzei de curent pe care am avut-o. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră, care ați fost și sunteți mereu conectați la ceea ce facem noi aici în Biserica Emanuel, v-ați revenit. Mi-am luat răgaz în timpul cântării cântate de frați, să mă ierte pentru asta, să văd dacă într-adevăr ați revenit și se pare că așa este. Slăvit să fie Domnul! Am acum pe inimă să vă împărtășesc această dimineață un cuvânt. Vom citi două sau trei versete din Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 12 și apoi până la versetul 15. Să ascultăm! Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni,
ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Cuvântul pe care am pe inimă să vi-l împărtășesc în această dimineață are în atenție o întrebare, o întrebare care, zic eu, este de actualitate. Cum să birui ispita? Cum să mă comport și ce să fac atunci când sunt ispitit și cum să birui ispita? Cuvântul Domnului ne spune că noi suntem chemați să trăim o viață curată, o viață sfântă, să fim cu totul puși la dispoziția lui Dumnezeu și să ne ferim de păcat. Pasajul pe care l-am citit ne spune că este ferice de cel care rabdă ispita, e ferice de acela care o biruie, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc. Dacă pentru oamenii care trăiesc o viață de lume, ispita nu este altceva decât o invitație la a-și împlini poftele pe care și le doresc împlinite și satisfăcute, pentru copiii lui Dumnezeu, întâlnirea cu ispitirea este o luptă spirituală. Ei înțeleg că este voia lui Dumnezeu să reprime aceste atracții păcătoase ale firii noastre păcătoase pământești și să stea în ascultare de Dumnezeu făcând voia lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne stă îndreptar, Mântuitorul nostru Iisus, când a fost ispitit de cel rău să săvârșească lucruri împotriva voie, planului lui Dumnezeu, s-a opus ispititorului, făcând apel la autoritatea cuvântului Domnului, care revelează voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus, este scris, înapoi a mea Satano, este scris. Mă adresez în această dimineață tuturor celor care însetează după neprihănire, însetează după sfințire, tuturor celor care se recunosc pe înșiși copii ai lui Dumnezeu și își doresc să trăiască o viață curată și după voia lui Dumnezeu. Pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, lucrurile pe care le spun acum vin în contradicție cu tot ceea ce știu ei că este bine. Dictonul lumii în care trăim este că dacă ceva îți place, trebuie să faci. Dacă îți face plăcere, să împline, să nu-ți refuzi pornirile, să nu-ți reprimi atracțiile, să nu reprimi dorințele interioare pe care le ai, ci împotrivă să le dai curs. Există chiar acel dicton pe care l-auzim mereu. Dacă îți place, fă-o. Dacă îți place, fă-o. Pentru copiii lui Dumnezeu, aceste vorbe de lume sunt respinse. Ei cunosc cuvântul Domnului care îi cheamă să ducă o viață curată, să ducă o viață sfântă. Întrebarea este cum să biruim ispita și ce am putea avea în vedere că atunci când ne întâlnim față în față cu atracțiile firii noastre pământești să fim învingători. Vă propun să ne aducem aminte de 4 sau 5 adevăruri foarte simple pe care trebuie să le punem mereu sub ochii noștri. În primul și în primul rând, când suntem ispitiți, frați și surori, să nu uităm că viața noastră este trăită sub privirile lui Dumnezeu. Să nu uităm nici o clipă că nu suntem singuri, că martor la ceea ce facem este Dumnezeu, că El din cer se uită pe pământ și ne privește îndeaproape. În vremea lui Iacov erau dintre aceia care spuneau că dacă sunt ispitiți, sunt ispitiți de Dumnezeu. Dumnezeu îi trece pe acolo ca să-i provoace, să-i ispitească. Iacov spune, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Nu Dumnezeu este la sursa ispitirilor noastre, sursa se găsește într-o cu totul altă parte, însă Dumnezeu este martor la ceea ce facem atunci când suntem ispitiți. S-ar putea ca unora dintre noi să li se pară mai ușor de săvârșit lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu atunci când sunt în singurătate. Atracția, presiunea să fie mai mare atunci când sunt în singurătate. Și dacă ar fi să nu fie niciun martor dintre oameni lângă noi, să nu uitați, stimați credincioși, că Dumnezeu este întotdeauna martor. El vede întotdeauna. Înaintea Lui este totul descoperit și este totul gol. Ca unii care credem în Dumnezeu, ca unii care știm că El este pretutindeni și că ne vede în tot ceea ce facem, vom fi biruitori în lupta împotriva ispitei știind că Dumnezeu este martor, că Dumnezeu ne vede,
că Dumnezeu este acolo, că înaintea Lui este totul descoperit, că El ne cunoaște gândurile, El ne cunoaște simțirile inimii, El ne vede faptele, El știe toate detaliile despre noi înșine, El este martor. Pe mine, adevărul că Dumnezeu este martor, că Dumnezeu e prezent întotdeauna și că El vede tot ceea ce fac, pe mine acest adevăr mă motivează, mă mobilizează și mă ajută să fiu biruitor în lupta împotriva ispitei. Adevărul al doilea, care ne va ține conștiința trează, ține de realitatea lumii spirituale caracterizată de prezența îngerilor lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul a rânduit ca îngerii săi sfinți să fie duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să facă o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Așa este scris în epistola lui Pavel, dacă este autorul apostolul Pavel, epistola către evrei, este scris, ei, îngerii, sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu ca să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. De asemenea, în cartea Psalmilor este scris că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor care se tem de Domnul. Prin acest verb, verbul a tăbărâ, nu trebuie să înțelegem că se năpustesc. Oarecum să înțelegem această exprimare a Scripturii? Îngerul Domnului sau îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor care se tem de Domnul. A tăbărâ nu înseamnă a se năpusti. A veni deodată, a se avânta, a se arunca, a se năpusti. Există și sensul acesta. Dar nu despre sensul acesta este vorba acolo, ci este un cu totul alt sens. A tăbărâ, adică a face tabără, a face casă. Aș așeza cortul lângă cei care moștenesc mântuirea. Îngerii Domnului fac casă lângă casa noastră, fac loc lângă locul nostru, își pun cortul lângă cortul nostru. În sensul acesta tăbărăsc lângă, în jurul celor care se tem de Dumnezeu, îi înconjoară, făcând corturile lor lângă corturile noastre, locuința lor lângă locuința noastră, în locuința noastră. Într-un cuvânt, viața noastră de zi cu zi, stimați credincioși, se desfășoară nu doar sub privirile martore, necontenit martore a lui Dumnezeu, ci și în prezența îngerilor sfinți pe care Dumnezeu i-a trimis ca să ne protejeze, să slujească, să ne ocrotească, să ne însoțească. Când suntem ispitiți, să nu uităm că suntem o priveliște pentru îngeri. Îngerii văd, îngerii sunt martori. Nu doar Dumnezeu este martor, ci și îngerii lui sfinți sunt martori. Dacă cineva se confruntă cu ispite puternice, atât de puternice încât simțurile lor încep să înșele, cum spune aici cuvântul, fiecare când este ispitit este atras de pofta lui însuși și momit. Când lucrurile acestea se întâmplă, vă îndemn să aveți acest moment de mare luciditate duhovnicească. Dumnezeu este martor și acel înger sfânt trimis de Dumnezeu să vă ocrotească este și el martor. Aveți grijă ce faceți. Sunteți la vedere. Dumnezeu este martor și îngerii lui, pentru îngerii lui sfinți, suntem o priveliște. De asemenea, nu trebuie să uităm că Dumnezeu va cere socoteală pentru toate faptele pe care le săvârșim și ceea ce facem, tot ceea ce facem, este consemnat înaintea lui Dumnezeu. Faptele pe care le facem rămân înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne învață că în cer, la Dumnezeu, este o carte și în cartea aceasta sunt consemnate toate faptele pe care oamenii le săvârșesc. Cartea aceasta se numește Cartea Faptelor. În Scriptură, în cartea Apocalipsa, ni se vorbește despre această consemnare, despre acest document numit Cartea Faptelor. În ziua de apoi a judecății, ea va fi deschisă și oamenii vor fi judecați după cele care vor fi găsite în cartea aceea. Faptele pe care le facem rămân. Și când zic rămân, eu sunt încredințat că nu rămân doar ca memorie. Rămân ca o amintire că s-a întâmplat cândva ceva. Și rămân ca operă a noastră, rămân ca lucruri pe care le-am înfăptuit noi, rămân ca ceva ce noi am adus în ființă. Nu rămân doar ca memorie, nu rămân doar ca amintire, ci rămân efectiv în ființă. Așa după cum, spre exemplu, cineva, să zicem, a construit o casă, omul acela a construit casa aceea în urmă cu 500 de ani sau în urmă cu 1000 de ani, se găsesc asemenea locuri, vestigii ale istoriei și mai vechi încă decât acestea, oamenii aceia care le-au făcut nu mai sunt, dar ceea ce au făcut i-a rămas.
Dacă aducem exemplul acesta mai aproape de noi, suntem înconjurați de tot felul de obiecte pe care cineva le-a produs. O fabrică de undeva le-a produs. Avem în casele noastre tot felul de obiecte pe care cineva, la care cineva a lucrat, pe care cineva le-a confecționat și respectivele obiecte există și acum. Ei le-au făcut și ele există. Cineva a construit microfonul la care eu vorbesc, probabil că cel care l-a făcut a și uitat că microfonul acesta există, atât i-a făcut în munca lui de când face microfoane că de ăsta a uitat. Dar uite-l că acesta este aici și își face treaba așa acum, chiar dacă cine l-a făcut a uitat de el. Așa zice că și faptele pe care le facem noi rămân ca produs al nostru și nu doar lucrul mâinilor noastre, nu doar obiectele fizice pe care le confecționăm, ci a zice că rămân și acele realizări care țin de înfăptuirea noastră, de cugetarea noastră, de faptele noastre spirituale, de dreptatea noastră, de păcatele pe care le săvârșim, de felul în care ne raportăm la Dumnezeu, de răspunsul pe care îl dăm în fața ispitirilor, lucrurile acestea rămân și ele ca poperă, ca produse ale noastre. Și ele nu trec una cu două. Vestea bună este că prin iertare, prin acoperirea în sângele lui Iisus Hristos, aceste fapte rele pot fi îndepărtate. Și tocmai aici este harul lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu. Altfel, să nu pierdem din vedere că ceea ce facem rămâne, rămâne înaintea lui Dumnezeu. Al patrulea reper pe care vi-l vă îndemn să-l avem în atenția noastră atunci când suntem ispitiți, ține de o împotrivire fermă în contextul unui legământ de sfințire pe care trebuie să o subliniem înaintea lui Dumnezeu, conștienți de natura noastră, de natura firii noastre pământești. Apostolul Iacob spune așa: fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Oamenii au tendința să arunce vina pe alții. Altcineva este de vină. Unii au mers până acolo încât au spus, sunt ispitit de Dumnezeu. Nu mai știu pe cineva acum în vremea noastră să spună când sunt ispitit, sunt ispitit de Dumnezeu. Dar am găsit pe mulți spunând când sunt ispitit de Satana. Și cu siguranță că este un adevăr și în această afirmație, pentru că ispititorul este diavolul și el s-a dus la Domnul Iisus ca să-L ispitească. Și cu siguranță poate să vină și la noi să ne ispitească. Dar vă rog să observați o dimensiune care s-ar putea să fie pierdută din vedere și din cauza aceasta să avem puțin succes în lupta noastră. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Rău este în mine, nu e peste drum. Pofta aceasta păcătoasă pe care o purtăm, firea noastră pământească păcătoasă pe care o purtăm în noi înșine, conține în sine și aceste ispitiri spre păcat. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit și pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. A fi ispitit nu înseamnă să fii păcătos. Ispita în sine nu este păcat. A fi atras de o anumită poftă care se înrădăcinează în firea pământească nu este neapărat păcat. Pofta aceea, dacă rămâne la nivel de ispită și este respinsă, nu este niciun păcat. A conștientiza că vine de undeva o invitație la rău nu este păcat. Este, ca să folosim un exemplu, este ca și cum niște păsări care zboară peste casă ar vrea să-și facă la strașina acoperișului casei noastre cuib. Eu nu pot împiedica să treacă peste casa mea și nici nu pot împiedica să încerce să-și facă, nu pot măcar împiedica să încerce să-și facă cuib la strașina casei mele, nu pot opri să aibă această încercare, această tentativă, dar pot să îi stric cuibul. Asta pot. Să zboare peste casa mea, nu pot să o opresc. Să se oprească în dreptul strașinei casei mele, iară nu pot să o opresc. Dar să se așeze pe strașina casei mele și acolo să-și facă locuință, cuib, asta pot să fac. Ispita este ca acea pasăre care zboară peste casă. Pofta care atrage este ca acea tentativă a respectivei zburătoare să se așeze acolo pe strașina casei și acolo să-și facă locuință. Dar dacă las poftei prilej să zămislească, și iată ce imagine cutremurătoare și în același timp sugestivă,
Cuvântul Domnului ne spune, pofta când a zăbislit. Pofta poate să zăbislească, adică să prindă loc, să caute, să nideze, să zăbislească. Și acolo se încerce să se dezvolte și odată, dacă a zămislit, dă naștere păcatului. Este imaginea nașterii. E o comparație care ne duce cu gândul la cum se naște ființa umană. E celula de la tată, e celula de la mamă, care se pun împreună și zămislesc. Și dacă astea se unesc la oaltă, s-a făcut embrionul și de aici se naște ceva. Ispita care vine din afară, pofta care vine dinăuntru, cele două semințe care se lipesc de oaltă și dacă astea zămislesc, dau naștere păcatului. Întrebarea este cum să împiedicăm zămislirea? Cum să facem să oprim întâlnirea dintre ispită și propria noastră poftă cu acordul pe care îl dăm? Cuvântul Domnului ne vorbește despre o împotrivire cu legământ. Apostolul Pavel în Epistola către Romani scrie următoarele cuvinte. Romani capitolul 6, versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați, dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și versetul 19. Vorbesc omenește din pricina neputinții firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii. În mod practic, Iov ne spune cum se aplică acest principiu, această învățătură. Ispitit fiind și el, chiar dacă a fost un om drept, și oamenii drepți sunt ispitiți, Iov a fost un om drept și cu toate acestea s-a confruntat și el cu ispitirea. Însă ispitirea nu și-a găsit locuință în inima lui Iov, pentru că Iov a știut cum să se împotrivească ei. În capitolul 31, Iov, versetul 1, scrie în cartea sa, făcusem legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Făcusem legământ cu ochii mei. Iacov, Pavel spune, dați mădularele voastre roabe ale neprihănirii. Făcusem legământ cu ochii mei. Conștient că mă vede Dumnezeu și că ce fac, fac sub privirile sale, el este martor. Conștient că îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți și ceea ce fac sunt sub privire, e făcut sub privirile lor și ei sunt martori. Conștient fiind de faptul că ceea ce săvârșesc e adus în ființă și rămâne. Mă voi ridica în fața ispitirilor și voi face legământ cu mădularele ființei mele că ele aparțin lui Dumnezeu și că sunt roabe ale dreptății. Dacă mi-a dat Dumnezeu gură, gura aceasta n-a dat-o ca să o folosesc pentru a fuma, spre exemplu. Ea are altă întrebuințare. O voi da roabă întrebuințării pe care a lăsat-o Dumnezeu. Nu să vorbească lucruri care nu trebuie, ci să vorbească cuvinte care zidesc. Dacă mi-a dat Dumnezeu ochi, ochii mei trebuie să privească înspre căile dreptății și nu înspre cele ale nelegiuirii. Făcusem legământ cu ochii mei, a spus Iov. Și o explică în mod concret la ce se referă. Nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fete fecioare. Într-un cuvânt, această dimineață, în lupta noastră pentru sfințire, cum să birui ispita, vă îndemn să aveți în atenție aceste adevăruri simple. Este martor Dumnezeu, sunt martori îngerii lui Dumnezeu, ceea ce facem rămâne consemnat înaintea lui Dumnezeu și vom da seamă. Și având în vedere acestea, vom face legământ de sfințire. Vom da în slujba lui Dumnezeu mădularele ființei noastre. Vă chem pe fiecare acolo unde vă găsiți să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Eu cred că fiecare este conștient, sau ar trebui să fie conștient, că natura sa pământească se găsesc zone de vulnerabilitate.
sinceri fiind cu noi înșine, fiecare cunoaștem acolo unde avem slăbiciune. Și în zona aceea, de regulă, ispititorul vine să ne ispitească. Vă îndemn să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere să biruim ispita. Așa a spus Domnul Iisus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Să fie rugăciunea noastră aceasta. Nu ține de noi dacă suntem sau nu ispitiți. Ține însă de noi cum ne comportăm când suntem ispitiți. Să nu uităm că ispita care vine din afara noastră se întâlnește cu pofta care este dinăuntru nostru. Și când aceste două sămânțe de rău fac pereche, păcatul zămislește. Păcatul zămislește și apoi, odată zămislit și înfăptuit, aduce moartea. Dumnezeu să ne curățească, să ne ierte de toate greșelile pe care le-am săvârșit și să ne dăruiască ungere și putere din Duhul ca să ducem o viață curată și sfântă. Vă chem să ne închinăm Domnului, să-i mulțumim pentru părtășia din dimineața aceasta, să ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze și copiii din biserica noastră, care de la ora 11 și jumătate deja intră în părtășia lor pe platformele Zoom, toate grupurile din biserica noastră, Domnul să fie cu fiecare și să ne binecuvânteze. Ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cheiem slujba aici. După masă, la ora 18, vom pune deoparte un nou timp pentru închinare, pentru rugăciune. Dumnezeu să ne dăruiască tuturor o după masă liniștită.